Este alertă de vreme în Dobrogea. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat pentru următoarea perioadă ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat grindină în mai tot județul. Ca urmare a acestei avertizări, Raja ESA a activat comandamentul pentru situații de urgență începând de astăzi de la ora 14 până mâine la ora 20. Pentru a se interveni cu promptitudine în rezolvarea problemelor, în cadrul comandamentului au fost constituite mai multe echipe de intervenție dotate cu utilaje necesare, precum vome, vidanje și pompe de mare putere. Acestea vor asigura permanența la nivelul localităților deservite din întreaga arie de operare, în toată perioada corespunzătoare comandamentului activat. Mare atenție însă la cablurile și firele de înaltă tensiune, care pot fi smulse de vânt, nu vă adăposti sub copaci sau panouri publicitare. În aceste condiții rugăm toți abonații să dea dovadă de înțelegere pentru că Raja ESA va face tot ce este necesar pentru reluarea alimentării cu apă imediat ce vor fi rezolvate problemele apărute în furnizarea energiei electrice. Raja face apel către toți consumatorii care înregistrează probleme la sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare să sesizeze toate avariile apărute la dispeceratul societății la numărul de telefon 0241924.